Un bărbat care traversa strada pe trecerea de pietoni din fața Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a fost accidentat ușor de un autovehicul. Din fericire, bărbatul s-a ales doar cu o sperietură zdravănă și cu o lovitură la genunchi. Șoferul spune că l-a văzut în ultimul moment și nu a mai avut timp să evite impactul. Eu veneam pe banda a doua, încă, și dânsul de la banda care venea de acolo a trecut pe banda în fața mea, la vreun metru încă, și l-am lovit la picior, l-am trezit jos și am anunțat poliția să vină încoace. Dar ce s-a întâmplat? Nu l-ați observat din timp? Păi ce să l-observ? Era un metru de cât l-a trecut. V-ați sădit practic în față? Da, și mergeam încet, că doar am venit de aici. Însă victima susține altceva. Nu mai induceți în eroare! Domnule, fii cinstit! Vă simțiți rău? V-a accidentat rău? Aveți de gând să vă duceți la spital? Păi cere poliția să testezi, să vedem despre ce vorbim. Șoferul autoturismului, precum și pietonul, au fost testați cu aparatul Dräger, rezultatul acestuia fiind zero în ambele cazuri. În continuare, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul, iar dacă va fi găsit vinovat, șoferul va rămâne cu permisul suspendat câteva luni. Conducătorul autoturismului de Umatiz circula din direcția Tineretului către centru, iar la trecerea pentru pieton din zona spitalului nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în traversare regulamentară pe trecere prevăzută cu marcaje și indicatoare semnalizată corespunzător. Cu toate că serviciul de poliție rutieră desfășoară destul de multe acțiuni pentru conștientizarea și responsabilizarea șoferilor și a pietonilor, potrivit agentului principal Petrică Polifron, pe zi se rețin în medie 15-20 de permise pentru neacordare de prioritate.